Salutare tuturor, sunt Andrei Cristian și astăzi vorbim despre piesele cel mai greu de înlocuit pe o Dacia Logan. Dacă o să-ți placă acest video, nu uita să ne dai un like și să te abonezi la canalul nostru. Dacia Logan este una dintre cele mai populare mașini vândute la noi în țară, așa că modelul este destul de cunoscut printre mecanicii din România. Nu spunem că acesta se strică, ci că după un anumit timp, ca orice mașină, ajunge și la un service auto din cauza faptului că drumurile nu sunt chiar atât de bune, iar condusul în oraș dăunează și el. Mecanicii ne-au dezvăluit care sunt piesele cel mai greu de înlocuit și la ce au muncit cel mai mult atunci când au reparat un model Dacia Logan. Iată ce am aflat și ce spun aceștia. Mai întâi, haideți să vedem ce piese se strică cel mai repede la Dacia Logan. În primul rând, vom vorbi despre modele care folosesc un motor diesel. Se pare că din cauza calității proaste a motorinei, pompa de combustibil se poate strica destul de repede. Supra-solicitarea acesteia este cauzată de impuritățile din motorină sau de faptul că filtrul de motorină nu a fost schimbat la timp. Modelele pe benzină au și ele probleme legate de pompa de combustibil. Bineînțeles, și filtrele de combustibil au de suferit din cauza impurităților din rezervor. Bobina de inducție prezintă și ea probleme pentru că aceasta se poate supraîncălzi. Sonda Lambda este o altă piesă la care trebuie să fim foarte atenți. Pentru cei ce nu știu, sonda Lambda este responsabilă de măsurarea cantității de oxigen care se află în gazele evacuate. Pe scurt, sonda Lambda sau senzorul de oxigen ține cu portofelul tău. Se asigură că mașina ta are un consum redus, dar și un nivel mic de poluanți. Bieletele de direcție se strică și ele destul de des din cauza gropilor, așa că acest lucru nu este o surpriză prea mare pentru șoferi și nu este legată de calitatea pieselor, ci a drumurilor. Și acum să vedem ce piese se înlocuiesc cel mai greu la un Logan. Atunci când vine vorba de piesele care se înlocuiesc cel mai greu la un model Dacia Logan, ambreiajul se află pe primul loc. Nu este o surpriză pentru că aglomerația din orașe distruge destul de repede un ambreiaj. Totuși, să înlocuiești un ambreiaj nu este o treabă ușoară, iar întreaga operațiune durează peste 3 ore. Prețul este pe măsură, iar un kit de ambreiaj pentru un Logan poate costa până la 700 de lei. Însă nu uitați că se mai adaugă și costurile legate de manoperă, așa că se mai adaugă minimum 300 de lei pentru o oră de manoperă. La un calcul simplu, pentru înlocuirea unui kit de ambreiaj trebuie să plătim în jur de 1500 de lei. Pistoanele mașinii iară se schimbă și ele destul de greu, iar prețul nu este deloc mic. Un piston pentru un motor 1.5 DCI costă de la 255 de lei. Nu uitați că se mai adaugă și manopera, așa că prețul întregii operațiuni poate costa câteva sute de lei. E bine, acestea sunt piesele cel mai greu de înlocuit pe Dacia Logan. Dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să ne dai un like și să te abonezi la canalul nostru. Pe curând!